Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un copil de 10 ani a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital după ce au detonat o grenadă pe terenul de joacă. Tragedia s-a produs aseară în Criuleni. Un accident cumplit a luat viața a doi moldoveni. Microbuzul în care se aflau s-a ciocnit cu un tir în județul Bihor din România. Șirul demisiilor continuă la guvern. Mai mulți funcționari au rămas fără fotolii. Despre cine este vorba, vă spunem la știri. Nenorocire într-o familie din Criuleni. Un băiețel de 10 ani s-a stins pe loc după ce a găsit o grenadă cu care se juca, iar la un moment dat aceasta a explodat. Un alt copil de 11 ani, dar și o femeie au ajuns la spital. Nu este clar deocamdată de unde a fost luat explozibilul. Părea o seară liniștită în care copiii au ieșit la joacă pe acest teren din curtea blocului. Totul s-a transformat într-o tragedie după ce băiatul, care locuiește în casa de vis-a-vis, a dus o grenadă. Aceasta a explodat chiar aici și tot aici, după câteva minute, s-a stins și micuțul. Băiețelul de 10 ani le-ar fi spus celorlalți copii că are o grenadă acasă și a mers împreună cu un amic să o ia. Acolo au încercat să o aprindă cu ajutorul unor hârtii și crengi. Pentru că nu au reușit, au venit cu grenada la terenul de joacă, unde mai erau încă aproximativ 8 micuți. Doamna care stă acolo cu copiii și a făcut însemnare, nu vă jucați, dar el a spus că e mulaș. Se presupune că băiatul ar fi scăpat grenada din mâini. În momentul în care a vrut să o ridice, aceasta a explodat. Deflagrația a fost atât de puternică încât mai multe schije au găurit mașinile parcate în apropiere, iar un geam de la etajul 3 a fost spart. Era aici ca un fel de lider, îi strângea pe jurul lui. Am apropiat de dânsul, am luat să e cor ceva ajutor medical. Am dat cu apă și am văzut două respirări normal, adică era în viață încă. Încolo, pe urmă, s-a terminat. Băiețelul de 10 ani a murit pe loc, iar altul de 11 ani a fost grav rănit. A doilea era rănit, el striga că vrea acasă, să-l ducă la părinți. El a dat scoale, dar eu dacă știu după chestii să nu se poate, am început a ruga pe dânsul să nu se... Sună scoale, deci tot vorbim cu dânsul, zic să nu pierd cunoștință. În acel moment, părinții copilului care a adus grenada nu erau acasă. Tatălui crede că băiețelul a luat explozibilul de la gunoi, versiune infirmată de procurori. Da, aveați această grenadă de la dumneavoastră în curte, ați văzut-o vreodată? Ce să văd, grenada? Grenada aceasta. Eu să o văd, și o păineață și ea și ea. Copilăria aia asta, ei, dacă se joacă acolo la etajul și ele, cine știe de unde au găsit și ce au găsit. A fost intentată o cauză penală pe baza deținerii ilegale de muniții. Cine a deținut-o și de unde a luat copilul minor grenada urmează să se stabilească în cadrul urmării penale. Băiețelul și femeia care au fost răniți în urma exploziei au fost transportați astăzi la Chișinău. Oamenii legii îndeamnă cei care dețin ilegal arme și muniții să le predea la inspectoratele de poliție pentru a evita asemenea tragedii. Predarea benevolă nu presupune urmărire penală. Doi moldoveni au murit într-un accident produs azi dimineață în România. Microbuzul în care se aflau s-a izbit frontal cu un tir. Alți 7 oameni au ajuns cu diverse traumatisme la spital. Era o pată femeie, nu știu, în șanț. Era în jurul orei 6 dimineața când un grav accident a avut loc în județul Bihor din România. Doi moldoveni și-au pierdut viața după ce șoferul de la volanul microbuzului în care se aflau ar fi încercat să facă o depășire. A intrat pe contrasens și s-a izbit de un tir. Imediat, martorii au încercat să-i scoată pe pasagerii blocați între fiarele contorsionate și au chemat ambulanța. M-a auzit dintr-o dată o bubuitură, la care am ieșit afară să văd ce s-a întâmplat și am văzut că s-a ciocnit un autocamion cu un microbus. Erau doi oameni scoși afară din mașină, cred că erau decedați. Am mers să ajut, dacă se poate, la alte persoane să scot din vehicul. Am scos o persoană. Alta nu am putut să scot pentru că era blocată între scaune. Ceilalți 6 răniți, o femeie și 5 bărbați din microbuz, dar și șoferul tirului au fost transportați de urgență la un spital din apropiere. Drumul bun, tăiat, am adormit, eu n-am văzut nimic. Cum, ce s-a întâmplat? Când v-ați trezit, ce ați văzut? Ce am văzut? Mașina stricat și am ieșit calic. Șoferul mort și un băiat mort. Pacientul de cod roșu a și intrat în sala de operație, fiind cu splina ruptă. Cealaltă pacientă va rămâne cu siguranță internată, iar ceilalți 5 pacienți sunt cu contuzii și
posibile fracturi. Moldovenii se îndreptau spre Cehia, unii la muncă, alții în vizită la prieteni. Mai mulți șoferi de tir care au stat blocați pe drum din cauza accidentului spun că șoferul microbuzului a făcut mai multe depășiri periculoase. Colegii care au spus microbuzul ăsta de Moldova a tot stat în depășit de la Cluj, tot a depășit. Și asta cred că a fost ultim. Din cauza accidentului, traficul a fost oprit timp de 3 ore. Oamenii legii investighează cazul. O lecție despre beneficiile alăptării la sân s-a dat astăzi în curtea spitalului numărul 1 din capitală, unde s-au adunat peste 100 de femei. Sunt unele mămici, cred că laptele lor nu este bun pentru copilul lor, fiindcă copilul plânge, este agitat, nu adaugă în kilograme. Aici sunt unele cerințe ca mămica să le îndeplinească și ulterior va avea o alăptare de succes. Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii Mondiale a Alăptării. Revenim la acest subiect în jurnal. Sânge pentru victimele accidentelor rutiere. Sute de polițiști, carabinieri și pompieri sunt așteptați în aceste zile la corturile de donare amenajate de Ministerul de Interne. Campania a început astăzi, iar startul a fost dat de șeful de la interne, Andrei Năstase, care, înconjurat de camerele de luat vederi, a donat sânge. În curtea Ministerului de Interne au fost amenajate două centre de colectare a sângelui. La ora 10 dimineața, Andrei Năstase a venit să-și facă datoria civică, spune el. Mergeți. Unde mă duceți acolo? În dreapta sau în stânga? Suntem de dreapta. În spatele liderului PPDA a stat mai mereu fostul ministru al sănătății în cabinetul Filip, Svetlana Cebotari, care acum ocupă funcția de director al Centrului de Transfuzie a Sângelui. La centrul dumneavoastră, când nu era presă, era mai lejer, așa. E adevărat, domnul ministru. Știm ce înseamnă funcție publică. Înconjurat de presă, ministrul de interne ne-a spus că a făcut o tradiție din a dona sânge pentru că ar avea o grupă de sânge mai rar întâlnită. Ce grupă de sânge aveți? E una specială, nu vă mai spun. Eu totuși dată cu caracter personal. Pozitivă sau negativă? Bună. Deși are dreptul la o zi liberă, Năstase susține că va pleca astăzi la muncă, iar punga cu produse o va împărți colegilor. Și halvița îmi place, dar crește șunca. Pe lângă dulciuri, în pungă se mai găsea suc, prune uscate sau tocăniță din dovlecei. De asta nu vă dau, că nu... Tușoncă! Dar nu-i tușoncă, e dovlecei. Campania de donare a sângelui va dura mai multe zile în raioanele din întreaga țară. Scopul este de a ajuta victimele accidentelor rutiere. Sperăm că peste 450 de oameni vor veni să doneze sânge. Aici vorbim de polițiști, carabinieri, pompieri, salvatori. Cei veniți astăzi la sediul Ministerului de Interne ne-au spus că nu au frică de ac. Dimineața am băut un ceai cu un cașă. Sunteți în forță? Sigur, mereu. Eu socot că asta e foarte bine, să mai reînnoiești sângele în noi. Nu m-am pregătit deloc, că am luat-o instantaneu. Doamna mă dă în căldură. În cele două corturi au fost instalate și aparate cu aer condiționat care să mai scadă din temperaturile caniculare. Acestea însă nu par a fi suficiente, deoarece încăperile sunt mici, donatori mulți, iar ușa cortului mai mereu este întredeschisă. Donatorii sunt îndemnați să bea multe lichide înainte și după transfuzie. Persoanele care donează sânge regulat au un risc mai scăzut de infarct și accident vascular cerebral, susțin medicii. Mai mult de atât, donarea de sânge crește imunitatea și rezistența la traumatisme. O fetiță de 4 ani a murit după ce a căzut de la etajul 6 al unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei. Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 21. Potrivit poliției, copila se juca împreună cu sora ei mai mică, iar la un moment dat a căzut peste geamul care era deschis. Mama micuței se afla la bucătărie. La fața locului au fost chemați oamenii legii care au încercuit zona. Totodată a venit și o ambulanță care a transportat-o pe mama copilului la spital în stare de șoc. Fostul procuror interimar Igor Popa ar fi împiedicat pornirea unei urmăriri penale pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru uzurparea puterii în stat. Andrei Năstase l-acuză pe acesta că ar fi luat bani pentru a opri înaintarea demersului. Sunt aberații, susține Popa, care spune că l-ar putea da în judecată pe ministrul de interne pentru informații false.
Pe marginea denunțului de uzurpare a puterii în stat, depus de Năstase pe numele lui Plahotniuc, ar fi urmat să se pornească o urmărire penală. Demersul însă ar fi fost oprit, afirmă ministrul de interne. Ieri am constatat că numitul Igor Popa a încuiat safeul cu tot cu dosar. Suspiciunile care planează asupra lui Igor Popa, că ar fi luat cel puțin 500 de mii de euro pentru această făcătură, nu aș vrea să planeze și asupra judecătorilor de instrucție. Iată de ce îi îndemn să țină cont doar de lege. Sunt aberații, declară Igor Popa. Postul procuror interimar îi cere lui Andrei Năstase să prezinte dovezi. Mai mult, el susține că procurorul care a propus pornirea urmăririi penale, Viorel Radețchi, ar fi putut să o facă fără acordul său. În situația în care domnul Viorel Radețchi a spus a plasat această responsabilitate și încearcă să pară că a fost cumva obstrucționat fapt care nu corespunde realității, ciocanata a fost adoptată, conform instanța viitoare, urmează să fie contestată la judecătorul de instrucție. Popa spune că în prezent toate materialele din acest caz se află pe masa actualului procuror general interimar. Am încercat să discutăm cu Dumitru Robu, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. El a fost numit în funcție de parlament și votat de deputați, dar nu a fost prezent în plen ca să răspundă la întrebările parlamentarilor. Să răspundă la ce? Nu știu, cred că trebuie întrebat domnul Robu de ce n-a venit. Eu zic că în momentul de față ar trebui să ne preocupe ce va face acest om și mai puțin ce va spune. Dumitru Robu este finul de cununie al unei procurore care este cumătră cu Andrei Năstase, scrie ziarul de gardă. Să spui că Năstase partajează funcții în instituțiile de drept, trebuie întâi de toate să nu te respecti pe sine, pentru că toată societatea noastră înțelege foarte bine cât de mult am luptat ca instituțiile de drept ale statului să nu fie partajate politic și nici măcar afectate. Păi asta se întâmplă acum. Fals. În ce privește Ministerul de Interne, dacă o să priviți, o să faceți o privire mai largă, veți vedea că nu am acceptat să schimbăm unii angajați din cadrul Ministerului de Interne pe criterii politice. Asta deși anterior Gheorghe Bălan, un alt cumătru de al lui Năstase, fusese numit șef interimar al Inspectoratului General de Poliție la inițiativa liderului PPDA. Cât despre directorul CNA, Ruslan Flocea, acuzat că ar fi afiliat președintelui. Bineînțeles, acestui domn este sortit să poarte pecetea faptului că a fost consilierul președintelui Dodon. După formarea cabinetului Sandu și crearea unei majorități în Parlament, șefii mai multor instituții de stat au fost înlocuiți. Laptele matern este alimentul ideal pentru bebeluși, spun medicii care încearcă să le încurajeze pe mame să-și alapteze lăsând copiii. O lecție despre reguli și beneficii a adunat 10 de femei la un spital din capitală care au ascultat ce sfaturi au specialiștii. Evenimentul a dat start săptămânii mondiale a alăptării, marcată în toată lumea. Margareta Durbală l-a adus pe lume pe feciorul său Vlad acum un an și 3 luni. De la naștere și până în prezent, băiatul este alăptat la sân. Este foarte atașat de sân, în special dacă este mai obosit. Și apă avem cu noi. Nu este nevoie să purtăm mai multe caserole sau sticluțe. Că am introdus toate alimentele în afară de lactate. Iar Olga a născut-o pe Rebecca acum 4 zile la maternitatea spitalului numărul 1. Din start a decis că își va alapta copilul la sân. Copilul are tot ce trebuie, știe, și calciu, și magneziu. Și simplu, oricum mai adăugăm și artificial pentru că nu se ține sătul și asta tot este o problemă. Cele care în curând vor deveni mamă pentru prima sau chiar a doua oară spun că la evenimentul de astăzi le-au fost combătute mai multe mituri despre alaptare. Cum trebuie să ne alimentăm noi, mamele? Cât mai des să ne alimentăm? Cât mai des și mai puțin, nu în exces. M-am alăptat la sân, suntem cezareană, dar într-adevăr au venit după 3 zile, după cum a spus doamna, laptele, dar am așa, ne-am chinuit, am optat pentru alăptarea la sân și am alăptat la sân. Organizatoarea campaniei Mami alăptează-mă, medicul obstetrician ginecolog Cristina Ipate a avut grijă să convingă femeile că alăptarea aduce doar beneficii pentru bebeluși. O alăptare de succes nu depinde de mărimea sânului. Marea majoritate a copiilor, dacă le se dă biberonul, ei refuză sânul din simplu motiv că biberonul este mai
ușor de suc. Unele mămici cred că laptele lor nu este bun pentru copilul lor, fiindcă copilul plânge, este agitat, nu adaugă în kilograme. Aici sunt unele cerințe ca mămica să le îndeplinească și ulterior va avea o alăptare de succes. Așa că la câteva minute de la naștere, femeia este pregătită să alapteze nou-născutul, iar pruncul are deja acest instinct. Buzile desfăcute ca la peștișorile, noi le spunem așa, mai simplu, ca ele se memoreze mai bine. Cu bărbița să fie apropiată de sânul mamei și atunci noi să vedem că copilașul într-adevăr suge. Noi le spunem și ziua și noaptea, atunci când copilașul dorește, atunci se plasează la sânul mamei. Medicii de la spitalul numărul 1 spun că aproape 98% dintre femeile care nasc acolo își alăptează pruncii, cel puțin la început. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, copiii trebuie alăptați cel puțin 6 luni, însă acest proces poate fi prelungit până la 2 ani. Cum să aduci mai mulți credincioși în catedrală? Câțiva arhiepiscopi din Marea Britanie au găsit o soluție ingenioasă și au instalat în Lăcaș terenuri de mini-golf. About a year ago there was a gathering of cathedrals in Manchester and the Archbishop of Canterbury gave us a challenge. Se pare că ideea a adus rezultate, iar catedrala este acum plină de oameni. Cum se distrează cei veniți, vă arătăm imediat la știri. Șeful Agenției Relații Interetnice, directorul Agenției Relații Funciare și Cadastru, dar și secretarul general adjunct al Guvernului și-au dat demisia. Între timp, un nou secretar de stat la Ministerul Educației a fost numit în funcție. Are o experiență în calitate de vicepreședinte al Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova. De asemenea, a fost secretar al platformei EIP Civil Society Forum, deci Forumul Societății Civile, unde s-a manifestat cu mai multe inițiative și a avut responsabilități în ceea ce privește managementul proiectelor și campaniilor pentru tineret. Ori Ministerul actualmente are proiecte prin care finanțează organizațiile de tineret pe proiecte specifice. De asemenea, are o înțelegere foarte clară în ce privește prioritățile pentru domeniul sport. A și făcut sport. Este vorba despre Adrian Băluțel, care va avea grijă de domeniul tineretului și sportului. Totodată a fost numit un nou șef la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Andrei Matei a făcut masteratul în Australia și a activat la Organizația Mondială a Sănătății. Individul care a mărturisit că le-a omorât pe cele două fete din Caracal a fost transferat ieri sub escortă la București. El își va petrece următoarele zile în spitalul unui penitenciar din capitala României, unde va fi supus unor expertize psihiatrice. Tot ieri au fost făcute publice imagini surprinse cu Gheorghe Dincă din ziua în care Alexandra ar fi fost ucisă. Din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere din Caracal, bărbatul apare lângă o farmacie. Dincă se dă jos dintr-o mașină, traversează o stradă și pare că ar căuta ceva pe jos, după care se întoarce la autoturism. În momentul în care a fost filmată aceste imagini, Alexandra era deja sechestrată. De altfel, două ore mai târziu, fata a sunat prima dată la 112 spunând că este legată cu sârma, sechestrată și că a fost violată. Câteva ore mai târziu, Gheorghe Dincă a fost filmat tot de o cameră de supraveghere cum coboară din mașina vecinului lângă automobilul său. Acesta își verifică autoturismul, după care merge în spatele unui autocar parcat alături și aruncă mai multe obiecte într-o grădină. Procurorii l-au interogat pe bărbatul care apare alături de Dincă. Nu se cunoaște însă deocamdată dacă acesta ar avea vreo legătură cu omorul fetelor. Tot azi, suspectul a fost transferat sub escortă la București, unde va fi supus unor expertize psihologice. Acesta este suspectat că ar mai fi omorât și alte minore. Dânșii știu. Suspiciune există din partea domnilor anchetatori, sigur că da, asta pot să vă confirm, dar dânșii vor face cercetări. Gheorghe Dincă a mai fost întrebat de procuror și despre Alexandra Goghez, o minoră dispărută acum 4 ani. Am declarat la poliție. Atunci l-a început cu fi plecată și după 3 săptămâni mai sunam noi din când în când să întrebăm și poliția atunci nu ne-a mai răspuns. A zis că el pleacă în concediu. Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra, dar și pe Luiza, o fată de 18 ani, care a dispărut fără urmă acum câteva luni. Ambele au ajuns în casa bărbatului de 66 de ani după ce a urcat în mașina lui luată la ocazie. Aeroportul și Air Moldova ar putea intra în posesia statului din toamnă, a declarat Igor Dodon într-o sesiune live pe o rețea rusă de socializare. Președintele a vorbit și despre alegerile locale din octombrie și candidatul socialiștilor pentru fotoliul de primar al capitalei.
Aflat în clădirea președinției, Dodon le-a făcut mai întâi internauților turul instituției. Acesta și-a luat și doi moderatori care au apărut în fața camerei. A povestit despre discuțiile pe care le poartă aproape zilnic cu prim-ministrul, divergențele care apar, dar și despre democrați. Изначально нам было понятно, что связываться с демократами с Плохотнюком для партии социалистов, для президента это смерти подобно политически. Потому что все, которые с ними связались, они сейчас находятся на политическом кладбище. Întrebat de soarta aeroportului, Dodon s-a arătat convins că la toamnă acesta va intra în gestiunea statului. Нужно возвращать государству и аэропорт, и аэромобиль. Точно. Есть парламентская комиссия. Я думаю, что в сентябре эта комиссия заканчивает работу. Dodon a anunțat că arena Chișinău va fi construită. Noi avem nevoie de arena Chișinău. Noi nu avem acum nici bazine olimpice unde am putea să facem diferite manifestări. Noi nu avem nici sale de concert moderne. Analizele noastre și investigațiile denotă că au fost încălcări ale legislației. Un concurs foarte netransparent. Într-al doilea rând este vorba de 60 de hectare care au fost acordate, nu este clar cui. Șeful statului a vorbit și despre alegerile pentru fotoliul de primar al capitalei, pentru care socialiștii au deja un candidat. Я уверен на 70-80-90 больше процентов, что со стороны левого фланга социалистов, скорее всего, будет Чебанова. То, что касается кандидата справа, ну, я спрашивал, значит, кто ваш кандидат? Андрей, пойдешь? Они еще не решили. 44 de oameni au fost răniți într-un parc acvatic din China după ce o instalație de făcut valuri s-a defectat. Un val uriaș i-a lovit pe toți cei aflați în piscină. Unii au fost aruncați peste marginea acesteia, iar alții au fost prinși sub apă. Potrivit presei locale, incidentul s-a produs la doar o zi după redeschiderea parcului acvatic în care s-au făcut lucrări de reparații. Locul a fost închis din nou, iar oamenii legii au deschis o anchetă care va stabili cum s-a întâmplat totul. O catedrală din orașul britanic Rochester a devenit nu doar loc de rugăciune, dar și de distracție. Pentru a aduce mai multă lume în lăcaș, arhiepiscopii de acolo au venit cu inițiativa de a juca golf în incinta catedralei. Chiar din primele zile doritori au fost mulți. În centrul clădirii au fost instalate terenuri de mini-golf, unde pot juca toți doritorii. Proiectul are un rol educațional, dar și distractiv, susțin preoții. About a year ago, there was a gathering of cathedrals in Manchester, and the Archbishop of Canterbury gave us a challenge, which was, you've got to know how to have fun in cathedrals, and so partly that's what this is about. Terenul de golf va fi deschis toată luna august, cu excepția zilelor când vor avea loc slujbe religioase. Acesta are 9 găuri construite sub forma unor poduri istorice. Each of the 9 types of bridges either have a historical application and relevant locally or have inspired different techniques or have been designed by different engineers throughout time, and we want local people to come experience the golf course and learn a little bit more about civil engineering and bridges in general. Potrivit presei străine, inițiativa a provocat reacții negative din partea unor personalități religioase, care spun că terenul de golf profanează catedrala. Totodată, localnicii merg în număr mare acolo și par să nu fie deranjați, scriu jurnaliștii englezi. I've been to Rochester train station and all over Rochester, but not in the cathedral. Does this make you want to go to more cathedrals? Yeah. În ultimul timp, tot mai multe lăcașe de cult își deschid ușile nu doar pentru slujbe religioase, dar și pentru diverse evenimente culturale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!